Mulțumim lui Dumnezeu pentru că așează frumosul în momentele noastre de închinare. Și mulțumim pentru că prin muzică ne putem închina sufletul și ne putem dedica viața încă o dată și în sabatul acesta, în mâna lui Dumnezeu. Vă doresc din suflet binecuvântarea lui și doresc din suflet ca... Întâlnirea noastră la oaltă astăzi să formeze un act de închinare de mare calitate, astfel încât închinarea noastră să fie primită înaintea Tatălui Ceresc. Înainte să deschid cuvântul lui Dumnezeu, vă voi ruga să mă tolerați puțin. cu două gânduri, un soi de definiție normală nu ține neapărat de lumea bisericească și nici de cuvântul lui Dumnezeu, un soi de definiție normală a două lucruri care ne definesc gândirea astăzi. Punctul 1. Cuvântul revoluție a devenit din ce în ce mai frecvent în limbajul nostru Am ajuns să spunem că și Domnul Isus Hristos a fost un revoluționar. Astfel încât mutăm cuvântul revoluție din lumea profană în lumea religioasă în ultima vreme. Revoluția este un fel de a gândi în care nu se mai poate merge înainte, nu se mai poate face niciun pas de progres. Dacă nu are loc mai înainte distrugerea sau demolarea tuturor realităților prezente. Eu nu pot să merg înainte să avansez dacă mai întâi de toate nu stric ceea ce este tot. Deci, întrebare, cu ce începe o Revoluție? Care este pasul numărul unu al cărei Revoluții? Distrugerea. Deci, prima dată, noi distrugem tot. Și pe urmă vom începe o reclădire de la zero, dacă o vom mai începe. Asta e o altă problemă. Dar prima dată distrugem tot. Astfel încât deconstructivismul sau ideea de a nu de a construi, ci de a demola, deconstructivismul este parte obligatorie a oricărei Revoluții. Cum se poate face lucrul acesta, și anume demolarea totală sau de constructivismul? Ea are la îndemână o metodă. Cornel, mulțumesc că mi-a spus, el mi-a zis prin forță. Vreau să vă spun că nu mai este forța la îndemână astăzi. Nu forța este cea care s-a ajuns la concluzia că este cea mai eficientă. După ce lucrul acesta s-a întâmplat în Uniunea Sovietică, evoluția de la 1918 și așa mai departe, a apărut o, o altă variantă care a spus nu, 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 nu ne trebuie forță, trebuie să fie ceva mai eficient decât stolul, decât arma de foc. Știți ce este mai eficient decât arma de foc astăzi? Așa numita teorie critică. Rețineți, teoria critică lansată pe piață cam din același moment și este produsul oricărei revoluții și care spune cam așa, dacă înveți pe un om să fie critic, să găsească toate elementele negative într-o societate, astfel încât el să nu mai fie mulțumit de societatea respectivă, să nu mai fie mulțumit de sistemul de lucru al societății respective, în scurtă vreme omul acela se va transforma într-un element de element de demolare. El va fi un element de demolare. Trăim foarte mult aceste lucruri astăzi. Extrem de mult. Poate prea mult. Nu vreau să fac aplicație în termenii sociali, nu vreau să fac aplicație deci și dumneavoastră o vedeți momentul în care uh, societatea americană, sub această teorie critică, se transformă într-o sumă de oameni din ce în ce mai nemulțumiți. Până mai ieri se spunea că societatea americană este o societate creștină de, excep de excepționalitate, de excepție. Asta se spune că nimic din ceea ce de fapt reprezintă societatea americană nu mai este bun. Și așa, câțiva zeci de ani, câteva decade, mintea umană s-a schimbat de la ideea unui om care era extrem de fericit că crește într-o națiune binecuvântată de Dumnezeu, în mintea unui om extrem de nefericit, cum se cum că se află într-o societate plină de restricții și că dorește să arunce totul în aer. Lucrul acesta s-a întâmplat, repet, în câteva decade. A fost cea mai scurtă schimbare de mentalitate. A fost o revoluție a gândirii. Anii care vor urma nu vor face altceva decât vor, vor conduce la desăvârșirea acestei revoluții la nivel uman și la nivel social. Și o veți vedea cu ochii dumneavoastră, și o veți experimenta în relațiile interumane pe care le veți trăi. În foarte multă vreme m-am întrebat cum se va putea împlini cuvântul lui Dumnezeu care spune neamurile se mâniaseră trăiesc astăzi în acestui aspect aproape secundar, dar foarte, foarte vizibil astăzi. O mânie generalizată, o nemulțumire generalizată în societate și ceea ce doare cel mai mult este că asist la o nemulțumire generalizată în poporul lui Dumnezeu, în Voci care se ridică și care critică tot, în biserică, în timpul programelor de servicii divine. Pastorația se transformă și ea într-un soi de, 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 de critică beligerantă la adresa bisericii și așa mai departe. Mă voi opri aici pentru că aceste minute de început n-au vrut să fie altceva decât să... Înțelegem că ceea ce vom studia din Sfânta Scriptură astăzi, deși are de-a face cu David, este extrem de actual. Este extrem de actual pentru noi astăzi. Și dacă lecția vine de pe vremea lui David, întrebarea este, vă dați seama de câtă vreme noi, ar fi, noi ca și creștini, ar fi trebuit să fi învățat lecția? aceea care să ne împiedice să alunecăm în direcția așa numitei teorii critice sau unei revoluții moderne pe care o avem astăzi vândută la toate colțurile noastre de gândire. Vă voi ruga să deschideți Sfânta Scriptură la un alt episod al vieții lui David, care este omul după inima lui Dumnezeu, sau, dacă dorim, este prototipul Domnului Isus Hristos atunci când Domnul Isus Hristos spune despre sine că El este Fiul lui David. Segmentul de astăzi este un segment dureros, astfel că atunci când îl voi citi, îmi voi pune serios întrebarea cum de a ajuns David în situația asta. Doamne, cum de ajuns acest om după inima ta aici? Deci, 1 Samuel, capitolul 21, versetul 10 la 15. David s-a sculat și a fugit chiar în ziua aceea de Saul. A ajuns la Achish, împăratul Gatului. Slujitorii lui Achish i-au zis, nu este acesta David împăratul țării? Vă rog să observați cum filistenii recunosc în David împăratul țării, în timp ce Saul era împăratul nominalizat pentru vremea aceea și în momentul acela. Deci Saul era împăratul, iar filistenii zic, nu este acesta David care el este împăratul? Ei recunosc ceea ce poporul evreu nu reușește să recunoască. David fusese uns de către Samuel cu o vreme în urmă, înainte de evenimentul cu Goliat. Iar filistenii recunosc în David regele izraelicilor, în timp ce izraeliții nu reușesc să vadă nimic în omul David. Încă, după aceea, probabil că se vor trezi. Mai departe, nu este el acela pentru care se cânta jucând Saul și-a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii? Nu e de mirare că dacă așa se vorbea la granițele poporului Israel, adică între filisteni, că David este rege, nu este de mirare că Saul era alimentat continuu de gelozie și frică în legătură cu cel mai bun om care l-avea el în tabără, și anume cu David. David a pus la inimă aceste cuvinte, a avut o mare frică de Achis împăratul Gatului. Aș vrea să vă întreb, pentru a câta oară se spune despre David că a fost înspăimântat și plin frică? I-a fost frică de Saul și a fugit. A fugit la Achish și acum îi este frică de Achish mai tare decât de Saul. Se pare că David trece din frică în frică. Cum este posibil ca acel om care nu cunoștea frica? Imaginați-vă, vine de la oi un tânăr de 17 ani care nu știe nimic de toată arta aceasta a războiului, vede un om de vreo două ori mai mare ca el, în armură și așa mai departe și zice, păi da, ăsta e nimic. E nimic. De ce? Pentru că eu vin în numele oștirilor Domnului. Și în momentul acela David pune mâna pe o piatră, pune mâna pe o praștie și îl face praf. Întreb un lucru. De ce David nu cunoaște teama și frica? De ce nu o cunoaște în momentul în care înaintează împotriva lui Goliat? Și de ce acum e frică și de Saul, e frică și de Achish? De ce? Ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Vă rog să observați. Puneți-vă în, 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 în pielea lui David și haideți să înțelegem și să învățăm cât de repede ne schimbăm noi ca oameni. Cât de repede au loc schimbări în viața noastră. Eu încerc să mă definesc pe mine pe o perioadă de 20-30 de ani și spun despre mine, eu sunt un om curajos care nu știu ce este frica. Așa ne place nouă să credem bărbații despre noi înșine. În realitate, David îmi spune, ești un naiv, Valentine. Tu astăzi poți să fii foarte curajos, peste două zile poți să fii plin de frică. E adevărat? E adevărat. Asta este. Ce condiționează sinus, sinusoida asta a atitudinii mele aici? Ce anume? asta e toată problema. Eu pot să fiu un om foarte curajos și pot să fiu un om plin de treamă. Care este secretul care se află în spatele acestei? Vă rog să încercăm să... Dumneavoastră deja știți, Dumnezeu. Este un pericol uh, să punem probleme prea ușoare. Atunci când de la învon se pun probleme prea ușoare, pericolul este să se dea răspunsuri prea ușoare. Și datorită faptului că se dau răspunsuri prea ușoare, din cauza asta nu ne impresionează și plecăm spunând pe asta am mai știut-o. După ce am citit versetul 12 în care se spune că David a avut o mare frică de achiși, Versetul 13 spune, a făcut pe nebunul înaintea lor. A făcut pe nebunul din ce cauză? De frică, așa e? Făcea năzdrăvănii înaintea lor. Rieturi pe, porțile, pe ușile porților. Lăsa să îi curgă salivă. Doar de-o scăpa. Doar de-o scăpa. Dacă făcea lucrul ăsta în fața lui Goliat. Cum să vă spun? Din nou și din nou mă întreb, Doamne, cum de ne schimbăm atât de dramatic noi înșine? Sub ce element? Care este elementul acela de așa de mare forță? încât ne schimbă viața atât de puternic. Cum e posibil? Achei și-a zis slujitorilor săi, vedeți bine că omul ăsta și-a pierdut mințile. Pentru ce mi le aduceți? Ce, duc eu lipsă de nebuni? Zice eu Am destui pe aici, pe la mine. Nu mai întrebă unul în plus. Duc eu lipsă de nebuni? de mai aduceți și pe acesta și mă faceți martur la năzdrăvăniile lui? Și să intre el în casa mea? Și pe cuvintele acestea capă David. Adică astea sunt cuvintele poartă de ieșire pentru David, poartă de ieșire din situația respectivă. A dorit Dumnezeu vreodată, David, să ajungă în situația asta? Cine a dorit? Nimeni. De ce s-a ajuns aici? Putem spune așa, datorită situației deosebite, Saul îl urmărise, îl dăduse afară din țară, îl făcuse proscris. Apropo, dacă ai fi în situația lui David, ai mai rămâne în Israel. Ai mai rămâne? Păi îți lua gâtul. Dacă tu dacă îți rămâne. A dat cu sulița după tine de la patru metri. A nimerit în zid. Nu știu cum a putut să, rateze ținta de la stanța aia. Apoi a vrut să pună una pe el și a organizat o răpire la el acasă. Norocul Mical. Iertați-mi limbajul. Noroc. Da? Mical îl învață, intervine ea, minciuni, din partea lui Mical, ajunge la Nob, minte din nou ca să scape viața, datorită minciunii lui, sau îl omoară toată cetatea respectivă. Păi nu-i de glumă, fraților. Un rege care își omoară preoții, regele acesta devine un pericol public pentru toată lumea. Ai mai fi rămas? Încă o dată, David privește poporul acesta ca fiind biserica lui Dumnezeu. Așa este. Păi dacă în biserica lui Dumnezeu se întâmplă lucruri de felul ăsta, mai rămâi? Dacă conducătorul bisericii este un om care este dominat de un duh rău? Dacă domnitorul bisericii este un om care nu mai are niciun spirit de dreptate? Este un om care se victimizează pe sine? Și în timp ce îl persecută pe David, el se simte pe el persecutat. Încă o dată spun. Teoria asta a victimizării este foarte ciudată astăzi. În momentul în care cineva se victimizează, el reușește să întoarcă toată situația pe dos. Toată situația pe dos. Adică îl vezi pe Saul cu, cu, cu sulița în mână, vorbind cu beniamiții din garda lui de corp și spun, spunându-le Păi, nu vă e milă de mine. Păi, Saul, tu îl urmărești pe David. Probabil că dacă ar trebui să ne fie milă de cineva, trebuie să ne fie milă de cine? De David, că el e, nu mai știu unde să stea. Și Saul stă cu sulița în mână și spune, nu vă este milă de mine. Păi de ce? Păi David mă persecută pe mine. Cum e posibil lucrul ăsta? Un om care se victimizează așa vede lucrurile. Încă o dată, să ne ferească Dumnezeu ca gândirea noastră să poată să fie prinsă în capcana autovictimizării. În momentul acesta, prin victimizare, noi putem întoarce lucrurile în mod subiectiv, nu real, dar în mod subiectiv, le putem întoarce cum vrem noi. Și în felul ăsta ne mințim pe noi înșine. Noi credem că suntem victime, noi credem că ceilalți sunt abuzatori, noi credem tot felul de lucruri pentru faptul că vrem așa, ne-am victimizat. Și lucrul ăsta se întâmplă în biserică din ce în ce mai mult, din ce în ce mai frecvent. Am uneori sunt locul de felul acesta, unde oamenii spun sau își prezintă teoria victimizării. Cerând ca ceilalți să vină după ei, ca ceilalți să înțeleagă că ei sunt victima. Mă opresc puțin în fel de a gândi și mi-aduc aminte de tâlharul de pe cruce. Probabil că este singura lecție pe care, sau nu singura lecție, este una dintre lecțiile suficiente pe care Dumnezeu le dă unuia care se victimizează. Am amintiți ce a zis tâlharul de pe cruce? Tâlharul pocăit. Pentru noi este drept să suferim, pentru că am făcut atâtea lucruri. Dar el. El de ce să pătimească? Alt fel de a înțelege lucrurile, altfel de a vedea lucrurile. Un om pe cruce răstinit între pământ și cer în durerile cele mai mari, spune merit treaba mei nu există, nu există fără gândirea tâlharului. Și nu există pocăință cu gândirea unei victime. Dacă crezi că ești victimă, nu te vei pocăi niciodată. Ăsta este Saul. Dar aș vrea să mă întorc puțin la situația din în care este pus David aici, și anume Biserica lui Isus Hristos cu Saul, cel care este se autovictimizează. El este urmărit și vânat pe tot teritoriul poporului Israel și David, da. Și acum întrebarea este... Ai mai rămâne acolo? Ai mai rămâne? Mi este foarte greu să traduc lucrurile. Dar dacă ar trebui să le traduc într un limbaj modern, ar fi cam așa. Dacă în biserica lui Isus Hristos nu mai găsesc dreptate, dacă în biserica lui Isus Hristos Uh, sunt împins la periferie și dat afară, dacă în Biserica lui Iisus Hristos simt că nu mai îmi găsesc locul, uh, mai rămân? În Biserica lui Iisus Hristos sau nu? Asta este problema. În dimineața aceasta nu am de-a face cu oamenii care n-au simțit niciodată lucrul acesta. Am de-a face cu oamenii care au simțit lucrul ăsta pe pielea lor. Și cu ei am de gând să vorbesc în această dimineață. Dacă te-ai simțit vreodată persecutat, nedreptățit, dacă te-ai simțit marginalizat, dacă te-ai simțit neiubit și așa mai departe, toate lucrurile la oaltă, ce faci? Unde te duci? Unde te duci? Ai unde să te duci? În Evanghelia după Ioan, capitolul 6, Mântuitorul la un moment dat se adresează ucenicilor lui și îi întreabă, păi, voi nu vă duceți. Și întrebarea cheie pe care o ridică ucenicii este următoarea. La cine? La cine să ne ducem? Și asta este întrebarea din viața asta. La, dacă ar trebui să ne ducem, la cine A cine? Te duci la Achish? Foarte interesant. Cine e Achish? E Împăratul Gatului. Cine fusese din Gat? Goliat. Mulțumesc. E uluitor. David, te duci tu acum ca să aibă Goliat grijă de tine? Tu care mai devreme, și nu cu mult mai devreme, te-ai ridicat împotriva lui Goliat și ai spus, vin înaintea ta în numele oștirilor Dumnezeului celui viu. Acum tu te duci la Goliat, să aibă Goliat grijă de tine? De la distanță, între, situația pare absurdă. Dar dacă ești în situația lui David, că n-ai unde să te duci și dai din colț în colț, Situația ți se pare ca fiind posibilă. Și la o ca o posibilitate. s a dus acolo. Problema, problema nu este neapărat că David se duce acolo, ci problema este că David uită câteva lucruri. Punctul numărul unu pe care îl uită David este că el vorbise despre poporul lui Dumnezeu ca fiind oștirea Dumnezeului celui viu. Nu da să vă întreb, era poporul Israel oștirea Dumnezeului celui viu sau era o adunătură de oameni? Ce era? Era oștirea știre, oștirea Dumnezeului celui viu sau o adunătură de oameni? Repet. Știți că în numeri capitolul 11 cu versetul 4 se folosește această titulatură. Zice, adunăturii de oameni din mijlocul poporului era și adunătură? Era. Păi era o știre a Dumnezeului celui viu sau era adunătură? Ce era? În momentul, și lucrul ăsta l-am mai, mai analizat noi, dar în momentul în care poporul ăsta de 40 de zile stătea în tranșee tremurând și accepta ca numele lui Dumnezeu să fie făcut de râs de către Goliat, era poporul Dumnezeului celui viu sau era o adunătură de oameni? Păi dacă era vreunul al lui Dumnezeu, de ce n-a ieșit în față să apere numele lui Dumnezeu? Și din miile alea de oameni care erau acolo, niciunul n-a ieșit în față. Din ce cauză? Din ce cauză a, a trebuit să aducă Dumnezeu de la oi pe unul care, eu știu, mai naiv sau nu știu cum, să iasă în față și să zică lucrul ăsta nu se poate. Tu n-ai voie să faci lucrul ăsta. Dar până acum, timp de o lună de zile, de ce nimeni nu s-a ridicat să spună lucrul ăsta nu e admisibil, nu se poate întâmpla? Încă o dată, era o știre a Dumnezeului celui viu sau nu? Nu era, fraților. Sau era? Aici e toată treaba. Aici că în biserica lui Dumnezeu e greu. Așa este? Este greu. A Dumnezeu greu. Dar când s-a copt, ce s-a întâmplat la coacere? A apărut și neghină. Și ucenicii întreabă, pe bine, n-am pus noi numai greu. De unde a apărut neghină? Și întrebarea este, era greu sau neghină? Știți că nu se prea poate să gândești așa? Și una și alta? Pățile mei, și ajung aici la un, la un punct. Se poate logica sau felul ăsta de a gândi poate să meargă mai departe, dar a, a, trebuie să ajungem spre final sau la o concluzie. Teoria critică pe care am învățat-o foarte bine va face întotdeauna din Biserica lui Dumnezeu o biserică de de neghină. Pentru că va vedea în fiecare om câte ceva ce nu-i bun. Și le va aduna. Și le va ține la socoteală. Și cu greșelile altuia își va scuza greșelile lui. Și așa mai departe. Pe de altă parte, Noul Testament și Apostolul Pavel ridică, ridică credința poporului lui Dumnezeu la un nivel mult mai sus și îl numește îndreptățire. Și el spune, credința poate să îndreptățească. Cum adică? Da, în așa fel încât credința te poate să fac, te poate să te poate face să vezi într-un om ce să vezi. Nu mai greu. Să vezi un om într-un om nu mai greu. Care variantă o acceptați? Care variantă de gândire ne însușim? Sau altfel spus, David, în momentul în care a plecat din, de pe teritoriul poporului Israel, s-a dus la Achiș, cum a văzut poporul Israel? Era greu sau neghină? Neghină! Și a plecat din neghină și a intrat unde? Mai în neghină. El a avut nevoie de lucrul ăsta, a avut nevoie să înțeleagă lucrul ăsta. Se aud vorbe în stânga și în dreapta. Domnule, e mai bun de 10 ori decât un. Adventist. Se zice. E mai bun de 10 ori decât un Adventist. Dacă zici lucrul acesta, poate că ai nevoie să te duci la achiș. Iar dacă nu vrei să te duci la achiș, uită-te puțin la David. Ce-a pățit David? Și vei vedea că la achiș, dincolo de, dincolo de, 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 de gard, Întrebarea mea este cum gândește Dumnezeu. Eu gândesc ori într-un fel, ori într-altul, dar Dumnezeu cum gândește? Și vă rog frumos, deschideți cu mine Sfânta Scriptură în Isaia 63, într-un loc unde Dumnezeu mă blochează pur și simplu, mă uluiește în legătură cu modul în care gândește El. Ce ziceți dumneavoastră, de ce a ales Dumnezeu pe poporul Israel? Când l-a ales? L-a ales în Avram. De ce l-a ales? Așa a vrut, dar a avut vreun motiv? Avram l-a iubit pe Dumnezeu. M îmi mai dați vreun motiv? Păi, dar de ce l-a ales? Haideți numai puțin să vedeți cum pune problema aici profetul Isaia. Reia lucrurile de la capăt și le dă o justificare într-un model analitic al îndreptățirii prin credință, uluitor. Isaia 63, versetul 8. Dumnezeu a zis, negreșit, ei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși. Vreau să vă întreb, e posibil lucrul ăsta? E posibil să zici despre niște oameni, uh, poporul ăsta nu, va fi, nu va fi necredincios niciodată. E posibil? Bă, bă, e posibil? dați <laughs> mei. Textul continuă. Și astfel el s-a făcut Vedeți cum vede Dumnezeu poporul ăsta? Un popor de oameni care nu vor, fi, nu vor fi necredincioși niciodată. Încă o dată, din punct de vedere omenesc, așa ceva nu-i posibil omenesc. Și și din punct de vedere istoric, istoria după aceea a demonstrat că lucrurile nu s-au întâmplat așa. Poporul Israel i-a fost necredincios lui Dumnezeu. La 40 de zile după Sinai și-au schimbat Dumnezeu cu unul care n-avea nicio slavă. Vreau să vă întreb Dumnezeu nu știa lucrurile astea. Nu știa Dumnezeu lucrurile astea în momentul în care a zis, că negreșit, că ei sunt niște copii care nu vor fi necredincioși. Nu le știa? Știa! Și de ce atunci a văzut așa? Ei vor fi întotdeauna grâu, ei vor fi întotdeauna credincioși mei. De ce a văzut așa? Vedeți dumneavoastră, în momentul în care Dumnezeu ne cere nouă să îndreptățim pe semenii noștri și Biserica lui Dumnezeu, o face pentru că El mai întâi face asta. Mai întâi El spune, sunt niște copii ai mei care vor fi totdeauna credincioși. Credincioșii mei. Și vorbește treaba asta despre mine și despre tine. Despre biserica asta mărâtă din Lomalinda care suntem noi și spune oamenii ăștia vor fi credincioșii mei. Că dacă n-ar gândi așa Dumnezeu vă spun, n-am trăit niciunul dintre noi. Dar gândește așa despre mine. Gândește așa despre tine. Eu vreau să vă întreb. Eu gândesc așa despre mine? Eu gândesc așa despre mine? Teoria critică spune că cu cât voi fi mai critic, cu atât voi deveni mai bun. Adică mă critic și în legătură cu asta, mă critic și în legătură cu asta și ne criticăm unii pe alții, de ne, ies, ne, sar fulgi la toți, ne criticăm până nu mai rămâne nimic necriticat. Spunem noi, făcând așa, vom, vom progresa, că asta este dialectica pe care am învățat. Că Dumnezeu nu face asta? Dumnezeu zice, tu poți să fii bun. Tu poți să asculți. Tu poți să birui păcatul. Tu poți să fii un om excepțional. poți să ai în tine Duhul Dumnezeului Celui Viu. Tu faci parte din oștirea, oștirea lui Dumnezeu, oștirea Dumnezeului Celui Viu. Și făcând așa, Dumnezeu știe că omul care privește așa, care înțelege așa, care gândește așa, omul îndreptățit în felul acesta, omul care va îndreptăți și el la rândul lui în felul acesta, omul acela va crește. Se va dezvolta ca sub soare. Dumnezeu știe că orice element de critică, fără har, are doar un efect distructiv. Și Dumnezeu știe că teoria critică nu va ajuta nimănui. Din cauza din cauza asta satan încearcă să o răspândească atât de mult. Pentru că este o metodă care nu ajută, ci distruge. Și dorește distrugerea. tuturor. Ce-ar fi fost dacă David ar fi continuat să vadă poporul Israel ca fiind oștirea Dumnezeului Celui Iisus? Să fi continuat să gândească. Ce-ar fi fost? Ce s-ar fi întâmplat? Dacă David ar fi ajuns să gândească așa, el n-ar fi uitat că singurul care poate să-l salveze pe el, singurul care l-ar fi putut salva este Dumnezeu. N-ar fi uitat, dar lucrul ăsta l-a uitat. S-a uitat la oameni, a privit la ei, n-a mai privit la Dumnezeu și a crezut că singurul care poate să salveze pe David este el însuși. Și pentru că David avea posibilități extrem de limitate, de fapt nu mai avea decât una, a mers pe varianta aceea și s-a trezit la Achish, în aceeași tabără cu Goliat, cerând ajutorul lui Goliat, ca Goliat să-l scape. Cea mai umilitoare experiență și realitate. Când Domnul Isus Hristos a venit aici, pe pământul acesta, a venit la Isei și a nu l-au primit. Spuneți-mi, vă rog, ce ar fi făcut teoria critică în situația asta? Teoria critică în situația asta, a venit la Isei și a nu l-au primit. Ce ar fi făcut teoria critică? Iar fi respins pe Isei. Mai târziu, Domnul Isus Hristos, având în vedere situația asta, a venit la Isei și a nu l-au primit. Mai târziu, Mântuitorul în grădina Ghețeman zice, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. Spuneți-mi ce ar fi făcut teoria critică în situația asta. Teoria critică i-ar fi spus, nu merită! Sunt un gunoi! Toți! Mântuitorul și-ar fi luat totul și s-ar fi dus înapoi la tată. Asta e teoria critică. În loc să abordeze, în loc să-și însușească acest fel de a fi, Întuitorul se uită și spuneți în cum a gândit în momentul acela. Vă amintiți? Isaia spune, a privit la rodul muncii Sufletului Său și... Isaia 53. Cu 11. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Prin îndreptățirea, prin credință, el a văzut lucrurile altfel. Prin credință a putut să vadă nu că sunt niște gunoi, niște gunoaie. Prin credință a reușit să vadă rodul muncii sufletului. Dacă mă întrebați unde a greșit David în momentul în care a ajuns la Achiș, răspunsul este simplu, din punctul meu de vedere. A privit la oameni și n-a mai privit la Dumnezeu. Punctul 1. A devenit critic la poporul său și n-a mai avut imaginea aceea pe care a avut-o cu puțin înainte când se luptease cu Goliat. Achiș, această experiență a fost extrem de necesară pentru David, pentru că David a învățat o, a învățat o lecție extraordinară. Care a fost lecția? Este următoarea. Când a plecat la Achish, a fugit de un rege nebun, demonizat, care căuta să ia viața. Puțin mai târziu, va sta față față cu regele acesta, dormind, cu posibilitatea ca să lucidă. În momentul acela s-a plecat, i-a tăiat colțul mantiei, i-a luat colțul mantiei și a început să tremure. Din ce cauză? A învățat sacralitatea. Lecția care a trebuit să o învețe David la Achish a fost lecția Sacrului. Vreau să te întreb, tu ai în viața ta Sacrul? Ai în viața ta Sfințenia? Dezvolți în fiecare zi din ce în ce mai mult viziunea aceasta? a Sfințeniei Lui Dumnezeu și a Sfințeniei Bisericii. Și după ce Iisus Hristos te-a îndreptățit că poate să facă asta, după aceea a început să și împărtășești Sfințenia. Să o dai în stânga, să o dai în dreapta, să o dai la unul, să o dai la altul, așa după cum și Hristos ți-a dat Sfințenia lui ție. Astfel încât Sfințenia să nu fie doar atribuită, să fie și împărtășită. Fraților, de aici încolo, David începe să învețe lecția Sfințeniei împotriva tuturor lecțiilor nenorocite de la El are ceva de dezvățat și are ceva de învățat. Ceea ce vom studia împreună aici, ceea ce îl va face pe David ca fiind prototipul lui Isus Hristos, este momentul acesta în care lecțiile sunt învățate una după alta, chiar cu prețul căderii, chiar cu prețul rușinii, chiar cu prețul durerii, dar le învață și le însușește până când el va împlini ceea ce Dumnezeu a văzut în el la început, și anume om după inima. În final vreau să te întreb. Cum stai cu lecțiile astea tu? Cum înveți sfințenia? Cum înveți apropierea de Dumnezeu? Cum o înveți în viața ta? Cum funcționezi față de ideea de sacru sau față de ideea de sfânt? În ceea ce numim, eu știu, realitatea Bisericii lui Isus Hristos, o mai consider sfântă? Te obligă Biserica lui Isus Hristos ca și tu să fii sfânt în momentul în care intri în incinta ei, în momentul în care și tu faci parte din ea. Încă mai vezi Sfințenia în cel ce prezintă Cuvântul lui Dumnezeu, în cel ce conduce Biserica lui Dumnezeu. Încă mai vezi Biserica asta mergând prin mijlocul cerului, gata să lumineze tot pământul, sau dezamăgit și plin de critică, îți vine să dai cu toate de pământ, pentru că achiși până la urmă s-ar putea întâmpla să fie mai o variantă mai bună. Fraților, este vremea ca să învățăm lecții mari pe care le vom pune în practică mâine. Dumnezeu să ne ajute să recunoaștem sprijinul, prezența și lucrarea Lui între noi. Amin. Tatăl nostru, venim înaintea Ta să-ți aducem laudă și mulțumire pentru că te afli lângă fiecare dintre noi și ne conduci de mână. Îți mulțumim pentru că mai mult decât atât te afli și lupți în viața fiecăruia dintre noi și ne dai biruințe pe care nu le merităm, dar care vin din puterea Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru că te afli în fruntea acestei lucrări și în fruntea acestei biserici și în ciuda faptului că se află multă slăbiciune în mijlocul ei, îți mulțumim, Doamne, că n-ai lăsat-o să cap. Dacă vreunii dintre noi sunt ispitiți, Doamne, să părăsească rândurile acestei biserici și să se îndrepte spre filisteni, spre achiși în gad, acolo unde puterea lui Goliat este mare și impresionantă, deschide-ne, Doamne, ochii să te vedem că ești Dumnezeul poștirilor Dumnezeului celui viu. Aici ai pregătit deja biruințe și victorii extraordinare. Întărește mâinile obosite, genunchii slăbănogiți și ajută ne părinte ca niciodată să nu părăsim locul unde ți-ai așezat steagul pe care sângele prințului Emanuel a înscris cuvintele biruinței tale rămâi cu noi. vă ne fericiți că suntem în locul acesta și ajută-ne, Doamne, ca adevărul să fie partea noastră de moștenire. Adevărul acesta să putem să-l să ducem tuturor celor ce iubesc. Mă, Doamne, ca neprihănirea ta să nu fie doar oferită nouă, mai departe.